Bună seara și bine ați venit cu dar preferai cu fără obiect cu trimei de magrant că la algebră. Hai să zicem, te rog. Așa, 332 de la 4291. 32 de la 21. În sistemul de coordonate X, O, Y, determinăm distanța de la origine la dreapta AB și alea dreapta la OB, dacă A de coordonate de 31 și B de coordonate de minus 1, minus 3. Deci avem puterea în ipotetică, da? A de coordonate de 31. Da. De și B de coordonate minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3. Așa. Și? Ce se cere? Să determinăm distanța de la origine la dreapta AB și are trebuie la OB. Asta înseamnă că trebuie să scriem dreapta AB. Da. Că nu avem, nu? Nu. E? Și cum? Păi, desenăm graficul. Deci reprezentăm cele două puncte. Bine? Într-un sistem de axe rectangular, cum spuneai tu, eu am să-mi iau aici. Ca să o sunt cu tabla. Trebuie să știi și tu tabla mai aici. Mai convinge așa ca să arăt frumos. Deci avem x-ul 3, 1, 2, 3 și y-ul este 1. Avem a din pătrate 3 și 1. Și B-ul din pătrate minus 1 și minus 3. 1, 2, 3. Și avem punctul de pătrate B minus 1 și minus 3. Bun. Și să cere distanța de la origine la dreapta AB și măsura unghiului și area triunghiului la OB. Deci asta e o punctul de intersecție. Și AB este distanța de aici la AB. Idei? Mai întâi să vedem cât e AB. Adică, concret, adică AB ce la ce te gândești tu. Să vedem cât e de lungă prima de AB. Putem afla da. Distanța din două puncte, da? Hai să zicem AB. Este egal cu zidul, formula aceea care era. AB egal cu radical din x 1 minus x 2 tot la pătrat plus radical din x 1 minus x 2 tot la pătrat plus y 1 minus y 2 tot la pătrat. Și egal mai departe cu și egal cu x 1 3 și minus 1 adică radical din egal cu radical din 2 la a doua care e 4. Deci 3, 3. Și minus 1. Păi 3 minus minus 1 de bine. 3 plus 1. Yes. 3 plus. 3 plus. Y 1 plus 3 tot la a doua. Adică 3 plus 1 de la a doua. Și egal cu radical. E sunt 3 plus 1? Păi, ia vezi. 3 și 1, 4. 4 la 2, nu? 8. 4 la 2. Nu pot să ai 10. Nu pot să ai 2. Și dacă vrei să scoți în 4, cum e, sunt 4, așa. Și ce ai spus de 10? Că sunt 4 și după aia din... Cum e de aici? Bine, radical din 4 la 2. Un 4 la 2 și un 4 la 2, 2 care din 4 la 2. Păi, vezi 2. Și este 4 la 2, acum. Și am
bani ca nu mai mai. Altfel, ți-ai dat 16 fac 32. Si. Și la ridicat de 32 este 16 ori. Este un 4, dar de ce să ieși 2 din 4 la 2, da? 2 din 4 la 2, este 4 la 2 în fac. Și din 4, la ridicat de 32. Am fac abem și... Așa. Acum să vedem care e distanța de la punctul ăla O la punctul A. Deci, o altă distanță. Orice coordonată are 0, 0, 0. Așa. Deci, O din coordonată este centrul, nu? O din coordonată 0, 0. Asta, A-ul ăla și A-ul ăla, de coordonată 3 și 1. Și acum, să aflăm de aici OA. OA este egal cu... O A egal cu radical din X, radical din 0 minus 3 la pătrat. 3 la 2. 3 la 2. Și la fel plus 1 la 2. Și egal cu 9 plus 1, radical din 10. Deci radical din 10, da? O A. O B. O B. O, B, egal cu, tot așa, radical din minus 1 la pătrat, adică 1. Da. Plus 3. Plus? Că minus, plus minus 3 tot la pătrat. Și ce face? Și 3 la 2. Adică 9, tot 9. Și face adică 10. Adică o A egal cu o B, egal cu ce de ce trebuie să putem doua B este să știam. Egal cu o A egal cu o B, egal cu... Nu mai știu zici, da? Și de ce rezultă că trebuie de o A, B este să știam. O A, B este să știam. Și o aflăm distanță. Acum are baza la înălțimea de 2. Are, da? Da. Și... Știi că într-un triunghi se șer înălțimea pică la mijloc. Deci asta înseamnă că... A, că... O, cum este problema aici? O, rezultă de aici că A mă egal cu nu B. Cum știm că A mă împărțim în 2. Deci A mă egal cu nu B și egal cu... AB pe 2, da? Da. Și egal cu? AB care l-am calculat și lui 4 radical din 2 pe 2. 4 radical din 2 pe 2. Asta e egal cu 2 radical din 2. Da. Așa. Facem teorema lui Pitagora în triunghiul OMB. În OMB, teorema lui Pitagora. Și o aflăm pe OM. Deci, în triunghiul. O, M, B. Da? În triunghiul O, M, B. Teorema lui Pitagora rezultă că O, M pătrat O, M. Egal cu O, B pătrat minus B pătrat. Egal cu O, B pătrat, care am zis că e radical din 10 la pătrat, adică 10. Da. Minus 8. Da? De ce 8? Că e 2 radical din... Da, 2 radical din 2, tot la pătrat. Adică minus 8 este. Da. Și se vede. Egal cu 2. Și egal cu 2. 2, deci rezultă că O, M, egal cu radical din 2. Da. Și acum, o pare trebuie A, O, M. Egal cu baza care e A, B, ori înălțimea care e O, M, pe 2. Iar se egal cu 4 radical din 2, ori, nu, e 8 pe 2, care e 4. Ori om, hai să zicem. A, ori radical din 2 pe 2, se simplifică 2 cu 4, în cazul ăsta și o să fie 2 și o să fie 2 ori 2, e egal cu 4. 4 centimetri, asta, dacă am vreo centimetri. Deci, ea este A, B, ori, O, M. A, B, am aflat-o că este 4 radical de 2. Deci a fost simplu, ești, nu? Da. Deci
ce am reprezentat în A și B, am calculat distanța AB, o A, o B, am considerat că e tringhisocial. Dacă n-ar fi fost tringhisocial? Dacă ți-o întrebați, să nu fi fost tringhisocial, ce cum făceam? Dacă nu fi fost, am fi avut toate dimensiuni și de cum într-un triunghi cunoști toate dimensiuni. Teorema lui Thales. Ok, cunoști toate dimensiuni, cum face area unui triunghi? Cu teorema lui... Hero. Așa, Hero, ci Thales. Da, teorema lui Hero, ai spui. Da, Hero. Și pe urmă, vedeam area pe partea cealaltă, baza lui înălțime. Și area pe două, trei. Avem, da. Odată calculată pe Hero și odată baza lui înălțime asupra doi, găsiți înălțime. Deci, aici ai vrut doar cu baftă, că triunghiul a fost isoscel și a uitat la mijloc în înălțime. Și ai simt-o pe AB, ai simt-o pe AB și pe Pitagor și ai simt-o pe omul. Dacă nu, pe aceea pe el, formula aria pe două căi, da? Dar ce mai departe? După aia, tot la exercițiul ăsta, punctul E, 10 A de coordonate 3, 1. A de 3, 1. Și B de coordonate 1, minus 3. 1 și minus 3. Aici s-ar putea să, și tot așa, să compreze area și... Deci 3 ăla avem de așa. Și pe urmă 1 și minus 3. Aia trebuie să fac. Tu reprezentare, fac și mai bine decât la asta aici, acolo că este... Deci reprezentare, este sistemul de axe, punctele și astea. X-ul e 3, 1, 2, 3 și 1. Deci 3, 1. Și 1 și minus 3. X e 1. Și Y e minus 3, 1. 2, 3, 1. Z e încălzat de 1 și minus 3. Și se cere. Tot așa unim A cu B. Da. Și distanța e perpendiculară de unde? Din 8, da? Din 8. Așa. Păi... E să cere 1. 1 egal cu 5. 1 egal cu 5, mai are aia. Da. Păi, la fel calculăm ca dura cealaltă. Calculăm AB, cu A. AB. AB egal cu radical din 3 minus 1 tot la pătrat, adică e 2 la 2, adică 4. Da, plus. O plus 1, 1 plus 3 tot la 2. Adică 4 la 2, da? 4 la 2. Da. Face radical din... Radical din acolo am zis că e 4. 2 la 2, 4 la 2, da? Da. Adică 4 plus 16, adică 20. Asta înseamnă 2 radical din 5. 2 radical din 5. Bun, după aia o aflăm pe OA. Așa. OA egal cu radical din 3 la pătrat. Da. Plus 1 la pătrat. Și ar egal cu 9 plus 1, 10, radical din 10. Corect. Deci ar putea să avem iarăși bafta aia. OB acum. Da, OB. Egal cu radical din 1 la pătrat. Da. Plus 3 tot la pătrat. Da. Și 2 la pătrat. Tot așa. Egal cu radical din 10. Deci tot trebuie să disociem și facem lucrurile care ne-a spus. Isoscel, da? Da. Și apoi se întâmplă că... Așa, dacă isoscel, ai tot... nu mai ești 2 radical din 5, că deci, e jumătate 1. A e egal cu E cu 3 și egal cu A pe 2. A, păi... A e egal cu E. 2 radical din 5 pe 2, asta e egal cu radical din 5. Bun, dacă știi ce e radical din 5, teorema lui Pitagora, da. Că o plâmă,
sau un... Da. Așa, și aflăm pe omul. Deci, dacă omul pătrat... O, sau omul pătrat egal cu omul pătrat care am aflat că e 10. Deci, radical. Adică e 10. Omul, deci vine... Radical din 10. Minus unul care îi 5. Nu, radical din 5, da, 5. 5. Adică e egal cu radical din 5. Foarte. Adică omul e egal cu bm. Cum e? Și acum area, la fel. Area, trebuie. Trebuie. A. A, o, 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 o. Egal cu oata, care o știm, 2 radical din 5. O radical din 5 pe 2, 2 cu 2 se simte, și toate egal cu 5 centimetri pătrați. Corect. Acum mai avem un subunct, aici F, o A de coordonate 3, 0. A de 3, 0. Așa, și B de 0 și minus 4. 0 și minus 4. Și la fel să cere reprezintă și o grafică. Trei și zero. Zero și minus patru. Unu, doi, trei și minus patru. Și 6 cm pătrați. 6 cm.
Așa și trebuie să aflăm o mână. Deci o AB a făcut, da? 600 de pătrați. Acum o să facem prin formula lui Heron. De ce să facem? Dacă știm area? Adică o mână egal cu, a, cu area supra 2. De ce? Păi area, știi area. Are egal cu baza, cu înălțime, așa le știm și da. Deci nu mai trebuie, că am aflat o mentalitate aia. Deci alea sunt eu, o altă, e egal cu... Cu baza, adică A pe care ar fi 5. 5. Ori înălțimea omul care nu o știm. Da. Pe 2. Și avem 6. 6, da? Da. Eu nici nu cred că 6 egal cu 5. 6... 12 ar veni, nu? Da. 12. 12 egal cu 5. Deci ar fi 1. Da. 12 pe 5. 12, da? Pe 5. Așa o fac. Așa. Să analizăm un pic.
arătați că reprezentările grafice. Deci trebuie să reprezentăm grafice. Pentru fiecare parte, citim cu atenție aici. Arătați că reprezentările grafice. Deci trebuie să traducem grafică. Sau EDX, sau GDX, sau HDX. El îi spune întâi, se te aproape două câte două și vor face un triunghi. Și trebuie să arătăm că triunghi acela este triunghi echilateral, parcă este. Da. Deci asta e reprezentările. Că citim, parcă nu. Nu ne aventurăm în problemă, fără să înțelegem ce avem de lucru. Așa, da. Mai trebuie să reprezentăm într-un sistem de axe. Deci nu se vedea să le angulare. O, X, X, Y, Y. Să reprezentăm pe prima funcție de x egal cu 0. Ce înseamnă de x egal cu 0? Dăm lui x valoare și găsim y. Da. Când x-ul este 4, să zicem. Y cât este? 4. Păi de ce? Locuim x-ul cu 4. F de x egal, ba nu, f de 4 egal cu 0, așa trebuie să dăm. Așa dăm, da. Te mai dăm x. Deci când x-ul e 4, 1, 2, 3, 4. Y-ul cât este în timpul ăsta? E mai sus, e mai jos? Y este 0. Aici era. Asta e un punct al grafică. Altis. Tu minus 2. Minus 2. Când x-ul e minus 2, cât este Y-ul? Tot 0. Tot 0 asta este. Deci asta era dreapta. Că prin două puncte și o dată și mai. Asta e graficul funcției. Ceea ce vezi acum e graficul X. Pentru graficul lui F, graficul lui F, am F. Asta este. Adică, ce este, cât este tot timpul? Asta e continuată. Da. Deci asta este axa X-ul. Deci tu trebuia să știi că Y era cu 0. Este axa X-ul. Deci nu trebuia să repetăm valoarea. Te-am convins. Da? Că tot timpul X-ul, adică Y este tot timpul 0. Da? Dacă ai fost tu unul Y, ai fost o paralelă. La 1, da. La 1. Dar așa se confundă chiar cu axa. Este identic cu axa. Care e acum la ce de X îi dăm valori? Da. Ce valoare să dai? Ca să meargă rapid. Cu 0. 0. Când x-ul e 0. Y-ul e radical de 3. Deci când x-ul e 0, y-ul e radical de 3, înseamnă cât? 1,70... 1,75. 1,73. Da. Deci 1, 2, nu chiar 2, mai puțin. Asta e. Deci când x-ul e 0, da? Da. Și tot așa o să fie. Nu e tot timpul, că are x în exprimare. Are 1. E de x-ul cât? Minus 1. Ia de minus 1. Păi pentru minus 1 o să fie 0. Vezi? Când x-ul e minus 1, y-ul e 0 aici. Așa sunt două puncte distincte. Da? Da. Și așa atunci graficul funcției este asta. Graficul funcției. A care e funcția asta să arată? Acum GCG. Graficul GCG. Da? Graficul GCG. Da. Care are relația Y egal A, Y cu X radical din 3. Egal cu X radical din 3. Plus X radical din 3. Corect. Așa. Și acum pentru H să dăm valori. E, da? Nu e. E minus radical din 3 X în spate. La H. La H e minus X radical din 3 plus... Minus X radical din 3. Poți să-l pun X în față. Da. Dar acum e minus X radical din 3. Corect. Și pentru a dă valori, 4. Dă niște valori ca să meargă foarte repede. X-ul 0. Da, cu 0. Cât este cât de X-ul 0? Radical din 3. Adică tot așa. Ai văzut? E tot același. După aia, cu minus 1 e 0. Nu cu cât, nu cu minusul, cât să-i dai. Nu cu...
Cu plus 1. Plus 1. Și prin X-ul plus 1, Y este de asta. Și acum e un X. Și asta este graficul. Lui graficul lui H. Da, graficul funcției H. Ele s-au intersectat cu două câte două. Un punct aici, de coordonate, cât a fost aici? 0 și radical din 3. Mai multe și radical din spate, la 0 integrale de care 3. Apoi, avem punctul ăsta de aici. 1, 0. X-ul e 1. 1 și 0. Da, punctul A, să zic, radical din 0. Și punctul B. Acolo e 0 minus 1. Și 0 minus 1. Trebuie să arătăm că triunghiul ăsta care s-a format acum este echilateral. Mm-hmm. Adică A, B egal cu B, C egal cu CD. Și ăsta e C-ul. Deci avem un C de coordonate 0, care e A de 3. Avem pe A de coordonate 1 și 0. Și B de coordonate 0 și minus 1. 0 și minus 1. Cum arătăm că triunghiul ăsta este? F din 0 egal cu minus 1. Trebuie să arătăm că triunghiul e echilateral. Cum arăți că un triunghiul este echilateral? Ce știi de altul triunghiul? No. Laturile sunt egale. Asta trebuie să arătăm noi. Eu îi luăm... Tot 2.
Și cam pe zice la altă. A, și asta ar trebui să dea tot 2. Și faci la fel? Tot 2 mi-a ieșit. Deci rezultă de aici că trebuie la locul 2 este la fel. Păi, foarte simplu. Deci nimic deosebit mai a fost în problema asta. Hai să mai vedem încă o dată. Citește încă o dată conținutul ca să fie foarte clar când avem masă de chestiuni. Ce o spus arătați? Că reprezentările grafice ale funcțiilor R, G și H definite... Stop. Reprezentările grafice. Da. Trebuie să ne reprezentăm. Adică ai rețetele, îți trebuie două puncte pentru fiecare distincție și în două puncte distincte. Și dacă dai un X, că să știi că dai un X al tine și că s-a graficul, reprezentări. Asta înseamnă reprezentările grafice. Ele se intersecțează două puncte două, și ai găsit punctele acelea pe zonă intersectată. Adică asta de aici cu fiecare și ai găsit. Și ele între ele, în concluzie, ai găsit triunghiul. Coordonatele triunghiului și ai găsit treaba. Da? Lați-o. Și 44 de la pagina 22. 44 de la pagina 22. Și mergem la 44. Deci 44 la 22. Pentru x egal cu a minus a. Deci trebuie să înlocuiești așa fel pe x
X, încât să apară acolo la minus 1. Dacă nu-ți dai dată seama, deci X plus 1. Deci X plus 1. Nu-ți dai seama. Deci X plus 1 de aici, care e acum, se facă A minus 1. Adică X minus A egal cu... Sau X, nu, X trebuie să la X egal cu A minus 2. Asta era. Deci tu vezi care e relația și cum vrei să apară A, F de A minus 1, înseamnă că X. X plus 1 toată asta trebuie să apară A minus 1. Da. Și atunci așa, X plus 1 trebuie să apară A minus 1. Adică X de aici e capul A minus 1. Așa, dar urmim aici pe X cu A minus 2. Deci pentru X e capul cu A minus 2, trebuie că F de A minus 2 plus 1. Da, e capul cu 3 de lângă. 3 de lângă A minus 2. Așa. Plus 4. Egal cu? Egal cu 3A minus 6. Egal. Minus 6. Plus 4. Egal cu? Egal cu A... 3A minus 2. Egal cu, da. 3A minus 2. Cine este aici? E de A minus 1. Asta este. E de A minus 1. Uite, dacă facem ca minus 2 plus 1, face minus 1. Adică F de A minus 1 în întrebarea asta, că este răspuns. 3 de A minus 2. Și pe urmă, la ce? F de X. Ca să găsești F de X, F de X nu știi. Nu. Ca să găsești F de X, să rămâne X simplu. Da, trebuie un minus 1. Așa. Deci, să apară în loc de X, X minus 1. X minus 1. Deci X-ul trece în X minus 1. Deci în loc de X, punem X minus 1. Și atunci ce apare? Așa este X minus 1 plus 1. X minus 1 plus 1, mai ales X minus 1 plus 1. Nu e egal cu? Egal cu 3 pe lângă X minus 1. Da? Plus 4. Plus 4. Și asta e egal cu 3X. Minus 3 plus 4 egal cu 3x plus 1. Plus 1. Și asta e F de X. Deci F de X mai este. Dar mi-ai putea găsi F de X în altă fel? Prin alte idei. Care e forma generală a lui F de X? Forma generală de F de X. Rețeta generală. F de X e egal cu AX plus T. F de X e egal cu AX plus T. Asta este. F de X e egal cu AX plus V. Ei, noi avem dată relația. Avem. Scrie. Nu merge și parte. Nu avem rețete. Deci forma generală. Soluția 2, da? Soluția 2. Altă pare. Deci e fix egal cu AX plus V, da? Avem, avem, ce relație dată de autor? Că F de X plus 1. Așa. Egal cu? Egal cu 3 plus 4. 3 plus 4, virgulă, nu poate arată X pe A. Da? Da. Echivalentul. Hai să facem F de X plus 1. Adică înlocuim pe X cu X plus